Scandalul facturilor fictive care au făcut ca localitatea Strehaie din Mehedin să fie cunoscută, în caz că nu era, la nivel național continuă. Astfel, Alin Ghiciulescu a obținut în exclusivitate un interviu despre cum se făceau banii la Strehaia. Mecanismul era simplu, se înființa o firmă cu răspundere limitată și apoi se emiteau facturi fără acoperire pe bandă rulantă. Astfel, spre exemplu, în cazul de față vorbim de facturi emise în valoare de peste 100 de miliarde de lei vechi. Am zis că sunteți administrator al unei firme care și are sediul în Târgu Jiu, mai să fiți din Strehaia. Cu ce se ocupa firma, cum se numește? Firma se numește Ferolimet. Și cu ce s-a ocupat? Am dat și eu niște facturi fictive la Silvan de la Hunedoara. Cum? Ați vândut facturi fictive? Da. Cu asta s-a ocupat firma, nu cu altceva? Nu. De cât ați vândut facturi fictive? Până într-o sută de miliarde. 100 de miliarde de lei vechi. Până într-o sută. Cam în ce perioadă ați vândut facturile astea fictive? Cam în 2013-2014. Și el venea la Târgu Jiu sau dumneavoastră făcea la el? Cum se întâmpla? Da, venea. Venea, băga banii, scotea, mi-i dedeam și îmi dedea și mie comisionul 0,5. La sută? Da. Cu banii venea lichis sau făcea transfer bancar? Făcea transfer bancar. Venea la Strehaia sau la Târgu Jiu? Și la Strehaia și la Târgu Jiu. A venit vreodată și cu bani lichizi, v-a adus și bani în mână sau doar prin transfer bancar? Prin transfer bancar. Și doar îmi dedea comisionul și dedeam când scoteam bani. Dedeam înapoi și îmi dedea comisionul. Adică cumpăra facturile fictive de la dumneavoastră, da, mergea da. La bancă, le depunea? Le trimitea în cont. Da. Mergea cu dumneavoastră la bancă, ridica banii sau dumneavoastră ridicați în cont? Nu mergea el, nu mergea. Dar cine mergea? Eu mergeam, le scoteam și dădeam. Și el unde v-a aștepta cu banii? A avut încredere să luați banii din bancă singură? Mai mergeam și eu, îi duceam, mai venea și el. Și acum ce s-a întâmplat? Am înțeles că ați ajuns la poliție, ați ajuns la instanță. Da, am fost la Târgu Jiu, că mi-a luat actele la ANAF, la, cum îi spune, la Direcția Națională Antifraudă. Da, la fraudă și actele mele sunt acolo contabile. I-am declarat totul cum am făcut demersul cu el. În ce perioadă ați fost la Târgu Jiu? În iunie, ăsta. În ce an? În iunie, în 2013. În 2014. În 2014 ați fost? Da. Și acolo ați declarat că ați vândut facturi fictive? Da, da. Și ce au zis comisarii de la antifraudă? Comisarii de la antifraudă au zis că trimite la DNA, la București. Suma e mare, aproape 100 de miliarde? Da. Până într-o 100 de miliarde. Actele mele contabile au rămas totul la fraudă, la Târgu Jiu. Dar el a venit la Severin, mi-a deschis un dosar, a făcut o plângere împotriva mea că i-am dat marfă fără bani. Silvan, fără act. Problemele au apărut când antifrauda, DICOD-ul și în general organele statului de la București au intrat pe fir, pentru că la mehedinți, ca la mehedinți. Astfel, dacă până acum procurorii făceau descinderi cu poliția locală, brusc aceștia vin de la București cu tot acâmul, fără să-i mai deranjeze pe polițiștii din mehedinți. Nu de alta, dar de fiecare dată când apelau la serviciile lor, parcă era ca un făcut, că nu mai găseau nimic sau aproape nimic. Dar eu, înainte de asta, cu o lună și ceva, i-am declarat la fraudă. Da, Mataie, da vreodată lui marfă? Nu i-am dat niciodată marfă. Deci firma, cum se numește, a mata? Ferolimet. Doar a vândut facturi? Da, da. Atât? Da. Deci nu i-ați vândut lui marfă, nu, fără acte? Nu, fără... i-am vândut nicio marfă niciodată. Și la DNA v-au chemat? Nu m-au chemat. Dar acum el a făcut la Severin cu declarația asta care mi-a făcut plângerea asta, a făcut... Probabil a făcut un autodenunț. Da, un autodenunț, a făcut o expertiză care nu are nicio legătură fără actele mele contabile, fără nimic. Cât a trecut el valoarea în expertiză? Are el cunoștință la Severin?
Cât a trecut valoarea în expertiză la antifraudă? Cât a făcut-o? Valoarea, cât a trecut-o el? A trecut-o valoarea de un miliard și ceva. Adică a mințit și, da, și valoarea tranzacției? Da. Mata, din facturile ăștia fictive de 100 de miliarde, cam cât ai câștigat? Cinstit așa. Un 0,5. Cam la câte 5 milioane, câte 7-8 milioane în media, câte... 5-7 milioane de lei vechi? Da. La o tranzacție? Da. Păi cum, el a câștigat 100 de miliarde, mai ai câștigat 5 milioane, 7 milioane? Nu vi s-a părut de atunci că e ceva suspect? Păi, mă mulțumeam și eu cu atât, că n-am avut bani, pentru bani. Pentru bani. N-am avut posibilități. La Mata, știi că risc să te duci la pușcărie acum pentru treaba asta? Știu, nu trebuia să fac, dar... Numele dumneavoastră? Mihai Lămâiță.